Flash-ul vor fi sigur băieții de la Infinit că s-a pușat CT-ul totuși, nu a aruncat Flash-ul GeoHyper, Agal scoate. Este un singur jucător în casă, un jucător vine din junglă și cred că a fost observat în acest moment, Adron prins în spate de semințe, Raga mai face o eliminare și arată situația foarte bine aici pentru Infinite Gaming. Sifter scoate pe Chunky, semințe și Zeuț vin aici cu trade-urile și Edim da acolo difuzul fără nicio problemă. Pentru Adron, se face picul în conectorul, Raga a eliminat de Sifter, surprins aici, dar vedem un triple push în under, cred, sau un push în under. Totuși, din Geo ar putea să prindă un timing aici, cred că le elimină și pe Edim. Da, foarte bine face Geo. Picul dă și smocul în balcon și se află și de la Wanta. Pe Geo lasă în 4 HP. Cred că s-a băgat aici Zeuț, totuși Smek îl scoate pe semințe, rămân Chunky și cu Zeuț într-o situație de 2 versus 3 după ce face Zeuț fragul pe Swifter, dar a primit acolo damage-ul Chunky și nu cred că a fost observat, îl prinde pe Moto, aduce situația într-un 2 versus 2, este ascuns în spatele cutiei Smek, face fragul pe Zeuț, Adron iese din palat, îl scoate pe Chunky și este 1-1, one tap. Fac push-ul în casă B, cred că a fost văzut, ce șat din partea lui Zeuț, i-a dat delete lui Smek. Informația pentru că a pușat semințe în zona pantei, trage aici Chunky, GeoHype nu a reacționat. Zeuț și-a aruncat aici smoke-ul și poate să țină de să treacă de timp. Modo s-a lăsat cu capul sub ținta lui Zeuț, Edim scos de Swifter. Se restabilește egalitatea numerică 3 versus 3, totuși semințe vine din spate, Chunky din short, s-au recuperat două arme, există armuri. Dacă îl scoate Raga acolo pe Adron să mai să mărească avantajul, pică totuși Chunky, semințe îl scoate pe Modo, Adron este chiar sub el, sare acolo semințe, încă un frag pentru el, Raga iese din kitchen și este perfect double pick-ul din partea celor de la Infinite. Semințe aduce runda în contul echipei sale. Swifter și... nu dau seama cine este lângă el, dar au citit bine situația. Edim aproape să fie eliminat, vine tot smoke-ul, Smek avansează prin Molotov aici, primește mult damage. Au avantaj de 2 oameni, dar să vedem pentru cât timp va rămâne acest avantaj sau dacă, bineînțeles, se va mări pentru echipa OneTap. Semințe a prins un timing bun, a pușat aici Manta, îl scoate pe Adron și se va retrage, nu va continua push-ul, a luat acolo destul de informație. Este băgat deja în smoke, timingul poate fi totul, Smek îl scoate pe Raga. Semințe face picul, îl vede și îl elimină, totuși se va face execuția pe site-ul A, sau cel puțin se va intra pe site-ul A. Semințe, ce timing bun pentru băieții la One Tap, încearcă semințe, dar Geo îl elimină și rămâne doar Zeuț, are acolo Ugul. A venit... care s-a băgat prima dată prin smoke, l-a eliminat pe... cred că era Edim în under, după care a stat în smoke ascuns. One Tap este un jucător la sandwich, este vorba de Modo, Chunky face picul, dar este învins, vine semințe cu trade-ul. În continuare în pantă băieții la One Tap. Și desigur și în palat vine flash-ul, semințe, vede acolo un jucător, dar vine Smek la trade, s-a întors acolo semințe și a venit să facă repeak-ul. Adron poate să iasă din palat, Raga îl scoate totuși pe GeoHype, încearcă prefire-ul Raga și l-așteaptă pe Zeuț, face repeak-ul Raga, ce timing impecabil prinde Adron, vine cu fragul pe Zeuț, vine Edim totuși din CT și reușește trade-ul, Edim cu double kill-ul. Infinit, o rundă de... Zeuț, cred că se încearcă să se urce un Molotov. Zeuț prins pe timing aici. Vine Edim care încearcă să repare un pic din situație, totuși își dă smoke-ul și momentan sunt safe cu jucătorii celor de la Infinit. Vine și Nade-ul care dă mai mult damage decât au dat cel de la Infinit. Totuși Geo a făcut lurk-ul din short, a făcut o eliminare, Raga vine din nou, Chunky pierde fight-ul cu Modo, dar este 1 versus 1. Modo trebuie să se grăbească, stă pe smoke acolo, Raga va fi agresiv aici, așteaptă și face bine Modo, Raga scoate pe Modo, dar vine Swifter din short foarte repede și... la marginea smoke-ului, Zeuț îl scoate pe Adron, apasă Chunky aproape să-l găsească pe Smek, se bagă Smek ceva mai aproape și se vede în timing-ul, prins Chunky de către jucătorul OneTap, Geo îl găsește pe Raga în smoke, se pierd două arme lui Zeuț care a făcut deja un frag. Edim, dacă îl scoate aici pe Modo, se schimba foarte drastic situația, totuși Zeuț îl prinde pe GeoHype din spate, din top mid și trebuie să rotească într-un fel să nu știe. A, vine din short, semințe, Zeuț l-a scos pe Modo, Smek este urcat pe cutie, cred că îl vede în acest moment, semințe, îl știe pe Smek, acesta a căzut, nu are defuse, cât semințe, trebuie să grăbească, Smek face foarte bine că trage de timp și câștigă runda pentru echipa OneTap, Infinite merg pe cu OneTap, șansa să se restabilească egalitatea. Apartamente spre B, asta înseamnă că probabil se va planta bomba pentru Geo, Edim totuși face două eliminări, scoate ambii jucători din palat, au încercat să surprindă și de fapt cum contul ăsta se activează și face un play, totuși Geo îl elimină pe Zeuț în site B, Smek îl scoate pe Raga. Acesta a pușat smoke-ul, Edim se duce spre B, nu-și dă seama că bomba este în continuare în apartamente.
Cred că a fost auzit acolo Geo și îl scoate Edim. Smec pregătit să facă picul în con, îl pune la pământ pe Edim. Chunky rămâne 1 vs 2, va face picul aici din junglă, l-a văzut acolo pe Modo și poate să-l elimine chiar. Se bagă, îl elimină și trage și după Smec, dar nu reușește fragul și este 6-5, intră în avantaj în toate situațiile. Se bagă Edim prin smoke, Chunky la fel, îl urmează, Smec reușește double kill-ul, încearcă aici să surprindă băieții la infinit și se întâmplă Zeus pus la pământ de Smec, triple kill-ul pentru el, 7-5, unul rapid de Modo. Deși Modo are aici un kill pregătit, îl surprinde pe Edim și este entry pentru one tap. Încearcă infinit să surprindă cumva, Chunky. Dar... Zeus l-a scos și da, cred că s-a transmis acolo informația pentru că a venit Zeus repede din short. Probabil s-a făcut switch-ul pe observing fix în momentul în care a venit Chunky, altfel nu-mi imaginez de ce Zeus a dus instant în acea poziție. Modul, oh, pardon, a fost Smec cel care scoate pe raga, foarte important acest frag. Totuși Chunky vine cu un double kill și își aduce echipa într-un 3 vs 2, totuși site-ul B este în acest moment sub stăpânirea celor de la Wanda. Adron plantează, dar Smec este eliminat de Chunky și rămâne doar Adron 1 vs 3 scos, de același Chunky care reușește un quad kill și ajunge la 9 fraguri per total rundă. Dacă a auzit că s-a spart acolo ventul, au văzut, dar raga! Foarte rapid cu polarul, îl scoate pe Adron. Modo este atent către con, dar nu va face. Edim este și el în short, Chunky se apropie de conector. Raga mai face un frag pe Smec înainte să explodeze smoke-ul. Geo vine cu fragul pe Chunky. Să-l vedem aici pe Raga dacă reușește fragul pe Geo. Îl reușește, quickscope-ul din partea lui. Modo în short, surprins de Edim, iar Swifter rămâne 1 vs 4. Poate să facă aici picul, dar semințe cu AK-ul, un glonț pentru el și este 7-7. Se va intra spre site-ul A, vedem, este un combo de flash-uri. Foarte bine Raga, îl elimină pe Smec, momentan lucrurile arată bine pentru Infinite. Semințe aici, două eliminări, banul este Raga cel care reușește eliminarea cu molotovul. Chunky este la bancă expus, eliminat de Adron, care face un double kill superb aici, trage și după Edim, dar nu reușește să le elimine între timp, a picat și cu echipa lui. Rămâne Adron 1 vs 3. Seagă doi jucători, aproape Adron, cred că dacă reușea, sau dacă era un pic mai aproape, rămânea exact, unul versus. Exact, Churchill este foarte aproape, se va intra aici către site-ul ăla, se scoate toți pe Swifter, Modo vine cu fragul pe Edim, Adron îl scoate pe Zeuț, Adron mai face eliminare, Adron cu triple kill-ul de sub palat și Adron este cel care încheie runda cu quad kill. După Raga, sare acesta pe bancă, încearcă să surprindă și prinde un timing bun, Raga. Totuși Smec este cel care de la triplă asigură ordinea, Adron face eliminarea pe Edim, Modo scoate pe Chunky, rundă flawless data aceasta pentru cei de la... Pe Modo, trece Modo, nu-l lasă Zeus să treacă, ba chiar îl elimină și dacă se duc către site-ul B aici, Swifter îl prinde pe Zeuț. La site-ul B așteaptă doar Geo cu MP9-le, dacă este găsit, se va lupta cu Edim, drage acolo Edim, emoții mari la acel spray, 7-8 pentru el, Semințe face double kill-ul, vine Swifter cu fragul pe Raga, Chunky și Semințe într-o stație de 2 vs 2, știu unde este Geo Hype. Swifter, prins aici de Chunky și se vor duce către site-ul A, situație riscantă acolo, Chunky avea bomba. Să-l vedem aici pe Geo, dacă va fi surprins de Semințe. Este Semințe acolo la pic și îl scoate pe Geo. 9-9, infinit răspuns. Polarul este în short Modo. Este Geo și el de asemenea tot în site-ul B. Și Modo face eliminare frumoasă aici. Îl scoate pe Chunky și aduce echipa în avantaj. Să vedem totuși cât vor reuși să păstreze acest avantaj. Nu pentru mult timp, pentru că Raga face trade-ul și pică sniperul. Cea mai importantă arma pentru cei de la Wanta. Raga se bagă în short. Swifter este pregătit să-l intercepteze și din nou avantaj de un om pentru cei de la one tap. Totuși Edim l-a scos pe Swifter. Rămâne Geo aici care reușește fragul și încă ține bine apărarea în site-ul BZ. O situație favorabilă pentru Infinite aici și sunt într-o inferioritate numerică, dar Adron se înalță acolo peste cutie, le elimină pe Semințe și Zeuț. Va fi foarte greu să câștige această rundă 1 vs 3, totuși dacă îl prinde aici pe Geo, dar de ce este ceva care stă pe bombă, mai sunt 5 secunde, Adron este, are și smoke-ul și este runda pentru one tap, nu mai are și șansă Zeuț. Da, a pus la pământ Zeus chiar după ce se dă defuse-ul, smoke-urile. Cred că un smoke a fost aruncat degeaba pentru acel Molly. Sar pe side băieții Edim și Geo, nu, Edim și Zeus vin cu două fraguri. Geo a fost eliminat, trage acolo Edim, rămâne fără gloanțe, încearcă să-l ajute Zeus, dar îl scoate Raga pe Modo, o situație de 1 vs 1. Raga are aici tech-ul și l-are doar pe Smec în partea dreaptă spre direct. Foarte mic lui Raga, momentan nu s-a pus pe bombă Smec, ceea ce înseamnă că este bine pentru Raga, care cred că îl vede, nu-mi dau seama, încă abia acum se pune pe bombă. Și Raga, Smec, să vedem dacă mai are timp aici, 3 secunde, 2 secunde, ar putea Smec să câștige runda pentru echipa sa, dar nu mai are timp Smec, a tras Raga suficient de mult de timp și... Cred că vine intrarea, Geo pare surprins, a prins timing bun aici, Zeus îl elimină pe Geo și s-ar putea să vină save-ul de la one tap, pentru că nu văd cum ar putea să încerce retake-ul.
cu atât de puține utilități. Totuși Adron a trecut în partea stângă, pare că încearcă aici, este ținut de Zeus, dar eliminat. Să vedem, totuși Molotovul îi pune probleme pentru moment. 4 vs 4, one tap, încearcă această rundă pentru că își dau seama că este din ce în ce mai greu pentru ei să revină în meci. Ține smoke-ul în short, Dimp se mise, fac două fraguri swifter și el eliminat. Rămâne Modo 1 vs 3, are AVP-ul. Dă un tag și să vedem dacă reușește să fugă. Nu, îl ține semințele, elimină 13 la 10 pentru Infinite. One tap în această zonă, deci nu este niciun fel de problemă. Dar să vedem aici un duel între cei doi sniper. Modo câștigă duelul, își age echipa în avantaj. Și este lucru de care au nevoie cei de la one tap în acest moment. Are cu 10 mai mult și se simte un pic pe tabelă. Dar semințe aici este eliminat de CEO. Avantajul se mărește la 2 oameni pentru cei de la one tap. Modo Molotov nu a fost dat la mașină. Swifter îl scoate pe Chunky. Vine fragul lui Modo pe zeuțe, Dim într-o situație de 1 vs 4, scos de Modo și vine runda cu numărul 11 pentru Wanda. Peșul pentru Smek, acesta face picul și este agresiv aici, atenție mare, îl prinde foarte bine pe zeuț, care cred că a primit flash-ul de la coichpierului, totuși este un bait acolo în spatele. Și Infinite, restabilesc aici calitatea lui Medic, Caraga l-a scos pe Swifter. Chunky l-are, cred că pe Smek în conector, nu cred că își dă seama de poziția avansată pe care acesta o are. Și s-ar putea să surprindă acolo, totuși se intră în site-ul B unde era doar, cred că nu era nimeni, chiar era doar Geo eliminat de Edim. Smek totuși l-a scos pe Raga, aproape să-l prindă acolo pe Edim la bancă, un jucător de la Infinite. Smek l-a scos pe Chunky și sunt în avantaj, Manta. Te face acolo picul, Edim îl scoate pe Adron, situație de 2 vs 2, Modo ține cu Polarul. Vine totuși Molotov, mă rog că Smek Molotovul s-a anunțat aici cu siguranță. Trage Edim, dar este eliminat de Smek și rămâne doar semințe, 1 vs 2. Semințe, vede acolo pe Modo, îl pune la pământ, se întoarce către short, dar nu reușește fragul și Smek vine cu trade-ul și este 14 la 12. În runda următoare, Swifter totuși îl știe pe Zeuț și cred că îl prinde cu spate. Ba nu, Zeuț anticipează poziția. A venit nade-ul care îl lasă în 11 HP, a scăpat acolo Zeuț. Aproape să-l elimine pe Modo, lasă în 2 HP și este situație foarte dificilă pentru OneTap, dar care arată un pic mai bine pentru că pică și bomba. Modo face eliminare, îl scoate pe Edim. Așadar, Infinite au probleme mari în momentul în care trebuie să planteze în această rundă. Zeuț se luptă în șor cu Geo, vine Mneidul care îl scoate pe Zeuț și ajunge situația la un 4 vs 2 în favoarea celor de la OneTap. Raga face fragul pe Geo, vine semințe cu fragul, Raga îl scoate pe Smek și rămâne doar Modo. La 2 HP vine flash-ul, Modo scos de Raga și este map point pentru Infinite în 2 jucători. Două famasuri, un scout, un M4 și un Deagle. Raga găsește Deagle-ul, îl pune la pont pe Adron, entry pentru Infinite aici în runda cu numărul 28. Decide și el că este momentul să pușeze, trebuie să ia informații aici. Zeuț totuși îl găsește pe Geohype. 5 vs 3, Swifter trage, dar flash-ul era bun, însă Swifter l-a scos pe Edim. Zeuț reușește trade-ul, foarte multe flash-uri aruncate acolo. Nu știu de ce încă mai vin, cred că au fost toate aruncate de semințe. Modo părea că va nimeri headshot-ul, dar nu s-a întâmplat. Smek a ieșit din kitchen, îl pune la pom pe Zeuț. Raga îl scoate pe Modo, pică încă un jucător. Smek mai reușește un frag. Într-o situație de 1 vs 1 cu Raga și Raga le elimină. 16 la 12, Infinite câștigă prima hartă. Află acolo că este un jucător, îl scoate semințe totuși pe Swifter. La ce pixel a scos din boiler acolo și să vedem, Smek avansează, face bine picul Edim, îl scoate și cred că se vor duce spre site-ul B, dar nu se grăbește de la Infinite și momentan țin aici în site-ul A, eliminat și Geo de către semințe și cred că îi vede aici Zeuț sau cel puțin vede măcar un jucător, așadar se sprintează spre site-ul B, Zeuț știe că este alt jucător cel care a făcut fragul pe semințe, așadar s-a transmis toată informația, prins aici Zeuț și eliminat bineînțeles de Modo care avea o poziție foarte bună. Edim a luat, cred că pistoale pe care le avea să merg pe banană, dar la range nu cred că va fi neapărat. Nevermind, a reușit fragul și l-are aici și pe Adron, dar acesta, să vedem dacă reușește acesta să mai scoată niște pistoale. Edim aici se bagă, trage și vedem fire rate-ul bun pentru aceste pistoale care, atenție mare, care pică în mijlocul site-ului, practic. Modul scoate pe Chunky, Edim vine cu trade-ul, dar Smek îl scoate pe Edim și se va intră rapid către site-ul ăla, acolo unde așteaptă Adron. Semințe îl scoate pe Smek. Ba nu, nu se mai intră către site-ul ăla. Swifter este după perete, îl scoate pe semințe. Vrea să pună mâna pe o armă, Adron îl scoate pe Zeuț. Să-l vedem aici pe Raga, într-o situație de 1 vs 3, trage după Swifter, nu îl elimină. Geohype în offangle în zona CT-ului, Raga nu se așteaptă, reușește fragul, scoate acolo pistolul și să vedem dacă îl scoate aici și pe Swifter, poate aduce situația într-una destul de favorabilă, poate să se ducă absolut oriunde aici, nu știu unde este Adron. Către CT, verifică spre ruine, se bagă destul de repede către site, Raga surprinde și este clutch-ul, putea să fie o situație. A anunțat Raga
și a anunțat cu echipierie. Semințe s-a băgat aici prin Molotov, a încercat să surprindă, dar era Swift la intercepție, pentru că arcada probabil ar fi fost lăsată în smoke, să vedem. Se face boost-ul la Yo-Yo, dar a fost boost acolo la Dron. Smack face fragul pe Zeus, Edim vine cu 3-2 la Dron, ținut de Raga într-o poziție în cealaltă de către Chunky și Edim. Pus la pământ, situație de 3 vs 3, Raga se urcă pe prima cutie. Swifter nu a fost observat aici. Poate să fie scăpat în ruine, dar Chunky duiește această poziție, pierde duelul însă cu Swifter. Și cred că s-a repoziționat acolo, Raga se face boost-ul la Yo-Yo de această dată. Cearcă spam-ul prin smoke, timpul trece totuși. Și este în favoarea celor de la Infinite. Ratează acolo Raga, putea să prindă chiar o linie. Edim îl scoate pe Swifter, dar este foarte low. Raga, baitul acolo blonțul. Geohype foarte bine face picul Raga pe un timing impecabil. No. Nu știam că trece glunțul pe acolo, dar până la urmă oricum nu dă foarte să mult. Vine un flash, Adon a luat informații, Smack stă foarte bine aici, dar sunt eliminat jucătorii celor de la OneTap și cred că se va sprinta aici. Modo totuși ar putea să facă o eliminare și face și pică și bomba în bază. Trebuie dat smoke-ul deep și se dau chiar două la siguranță, poate chiar la parea pentru Infinite. Un mod auzit aici, dar Zeus nu reacționează. Vine Raga cu trade-ul, situație de 2 vs 2, se aruncă flash-ul peste, ratează acolo Raga, trapasă Chunky, puțin emoții acolo, Geo a luat acolo AK-ul și să vedem situația de 1 vs 1, pus la pământ, Geo câștigă runda și este 4 la 1. Smoke, da, are și Adron Smoke, Mod este în casă cu AWP-ul, face eliminare, dar semințe îl scoate pe Swifter, au spart acolo o parte din setup. A venit momentan, dar scoate Modo pe Chunky, un flip foarte rapid, Modo, double kill-ul pentru el, ascuns pe site, îl ajută și Geo, vine totuși fragul din partea lui Modo și iese Geo, cel care normală pe Raga, 4 la 3. Să vedem, încearcă aici să-l pună sub presiune pe Swifter, elimină acesta pe Raga, încă un frag pentru Swifter care la eco nu are niciun fel de problemă acolo în short quest-ul, mai ales după update, nu pică semințe și nu știu dacă a fost auzit. Nu cred că a fost auzit, Geo nu se uită în acea poziție și cred că l-a văzut acolo semințe, să vedem dacă va merge pe un cuțit. Bineînțeles, ar conta doar plan economic, pentru că altfel nu va putea face mai multe semințe. Totuși are aici doi adversari cu spatele, îl vede pe Adron, îl vede și pe Modo și cred că îi va da cuțit aici la Adron. Îl poate subide și pe Modo și dă paguba aici semințe, două eliminări bune, dar economia celor de la Inbuanta... Dacă vor face intrarea către site-ul la... Nu a fost oare acolo de din Modo, scoate pe Raga. Double kill-ul pentru Modo. Și pare că Inferno este harta jucătorului de la OneTap. Vine flash-ul pentru Modo, semințe, reușește Dincul, Zeuț chiar îl scoate. Sunt doi jucători în pit, dar Edim poate da foarte multe informații la site-ul B. Aude că se rotesc ambii jucători. Swifter totuși scoate pe semințe, pică bomba. Și Zeuț este eliminat de Geo. Edim în acest moment nu știu dacă poate să facă prea multe, mai sunt 25 de secunde din rundă. Poate doar să mai facă niște exit fraguri aici, pentru că trebuie să elimine 4 jucători sau cel puțin să ajungă să planteze bomba și șansele sunt foarte mici. Smack văzut de Edim, se întoarce Edim și îl vede pe, se întoarce Smack de fapt și îl vede pe Edim și este nevoit să îl elimine. Dar va fi rundă pentru băieții la OneTap. Aceștia ajung în avantaj. Și aș zice pe fondul greșelii pe care au avut-o Chunky. Este smoke-uri de librărie. Se aruncă flash-ul din partea lui Swifter. În lung, Geo, singură eliminare pe Chunky. Semințe vine cu trade-ul. Apasă din librărie Adron. Molotov aruncat în pit. Swifter obligat să se mute la headshot. Smack îl găsește pe Edim. Adron îl scoate pe semințe. Bomba este picată și Infinite au așteptat mult prea mult. Swifter îl scoate pe Zeus, Adron pe Raga. Și este rundă câștigată de OneTap. În mare parte meta-ul s-a jucat pe partea de Tero. Am auzit foarte multe echipe care spun că Inferno este o hartă foarte bună pentru T-Side. Swifter aici cu trade-ul pe Zeus care l-a scos pe Modo, așadar a picat AWP-ul pentru cei de fraguri. Totuși nu este top fragger, Swifter este cel care își cară pentru moment echipa, dar Geo este surprins și s-ar putea să aibă probleme Swifter aici. Este 4 vs 1, exact ce spuneam că pot să prinde Infinite la Echo, să vedem dacă se va întâmpla. Swifter totuși pune doi oameni la pământ, rămân Raga și semințe, fix cei doi oameni care nu au armuri, ceea ce este un pic un pic dificil pentru ei. Se bagă acolo, Raga face eliminare, Smack și-a dat smoke-ul, dar pierde duelul cu semințe și Infinite câștigă la Echo. Să vedem și dacă... mid bușează acolo Swifter, cred că l-a văzut pe Chunky, dar îl surprinde pe Edim. Raga vine cu trade-ul, Modo nu reușește și el o eliminare. Situație 4 vs 4, Raga primește Molotovul, Zeuț l-a scos pe Geo, Modo totuși face fragul pe Zeuț, ratează Modo al doilea frag pe Chunky, este ascuns Chunky în acest moment, Nade aruncat, Smack îl scoate pe semințe, să vedem
Draga nu reușește fragul, va arunca. O, arunca acolo un smack, un nade interesant. Motor scoate însă pe Chunky. Raga, un trăsoase de 1 vs 3, nu reușește fragul, la dron îl pune la pământ și este rundă pentru... De la One Tap, să vedem, vine flash-ul acolo, smack, aruncă smoke-ul, face o eliminare, două eliminări, dar nu se mai intră aici. Nu, au intrat tot timing aici, Zeus să-l prindă pe... Oh, banul și-a luat o poziție foarte bună, Smeca aici, îl va surprinde pe Zeus cu siguranță. Bica acesta se duce spre City Spawn, apasă prin smoke și... Cred pentru că... moment, situația nu arată foarte bine. Se face double pick-ul, face fragul semințe pe Smeca, Raga nu reușește fragul pe Adron. Vine pick-ul, Raga nu mai are timp aici și runda va merge în contul celor de la One Tap. 9 la 5, așteaptă Raga un potențial pick din banană. Modo totuși la 9-6, cu runda de pistoale de la 9-6, spate de la 9-9, foarte rapid. Zeus s-a săturat aici de player slow, se duce rapid în banană. Vin două fraguri din banană în contul lor. Se aruncă Molotov în CT, Modo foarte, foarte low, chiar scos de team. Geo e acolo, Polarul se vinți la scos pe Swifter. Geo 1 vs 5, scos de Zeus, 9 la 6. O rundă foarte bună din partea celor de la Infinite. Trei oameni, semințe face picul aici, flash-ul perfect, dar să vedem ce va face semințe aici, ratează pentru moment. Situație delicată, semințe poate fi eliminate, din vine cu fragurile, dar este un blender pe banană, Chunky și din 4 eliminări, Swifter este descoperit aici pe Jean Boiler. Și cred că va surprinde acolo pe Zeus. Da, îl surprinde, eliminarea că este destul de secat, este double runda pentru Swifter dacă îl găsește repede pe Raga. Cred că nu face totuși picul Raga, cred că îl ține Dim cu dualele, trage acolo cu pistoalele acelea. Chunky totuși vine și el din panta site-ului, din panta Tero, a tras acolo Raga după el. Nu a venit fragul din partea lui Dim, a venit din partea lui Chunky. Mai dau așa combo aici de Danou, dar se intră site-ul B, s-ar putea să fie probleme aici. Totuși are Chunky un gap interesant și cred că va mai putea face eliminarea aici Chunky, pentru că nu se așteaptă nimeni să se mai bage. 3 eliminări pentru Chunky, totuși runda nu este încheiată. Geo a reușit un frag în site-ul B, Swifter între timp l-a eliminat pe Raga. Acesta a încercat să fie agresiv, se repoziționează spre site-ul A, este semințe la intercepție, dar are un duel aici cu Swifter care este pierdut. Swifter câștigă duelul, se intră spre site-ul A unde trebuie să vină Zeus și Dim la retake. Vine Molotovul în librărie, Zeus va băga aici, pierde duelul cu Swifter care decide mare parte runda cu cele 3 fraguri și Edim trebuie să poată să dea un M4. Da, poate Edim aici să dea un M4. Cei de la One Tap s-ar putea să fie surprins aici, dar da, este eliminat de Smek care așteaptă trecerea Molotov. Chemiță n-a făcut picul, a făcut acum, dar este destul de târziu. Zeus este în pit, sare acolo un jucător, Zeus face o eliminare. Să vedem, ar mai putea să mai facă o eliminare, dar Swifter îl vede și este rundă bună pentru One Tap până în acest punct. Nu știu dacă mai merg la rundă Chunky și Edim. Edim la site-ul B, va salva din nou cregarea caul de 5 runde cu acea, să se extindă un pic cam mult face aici. Devine agresiv, Edim reușește headshot-ul, un singur frag pentru el, Rag a pus la pământ de Swifter. Ajungem la un 4 vs 3 pentru One Tap și în continuare au poziții bune băieții de la Infinity. Chunky cu double kill-ul la dron, se strecoară spre librărie. Vine Molotovul din partea lui Modo, vine fragul lui semințe și Chunky îl scoate pe Modo și este runda pentru Infinity. Braga primește flash-ul, trage glotul de polar, se uți totuși, îl scoate pe Modo acolo și devine agresiv în banană băieții de la Infinity. Vine flash-ul, face picule timp, dar este o singură eliminare pentru el. Smek a fost pus la pământ, Adron a venit cu trade-ul, lăsat la 30 HP, situație. La copt și de la One Tap vine un smoke de lăr, Geo se bagă în apartamente, semințele elimină și cred că va sprinta în acest moment, Draga, spre site-ul B. Swifter încearcă să verifice aici, trebuie să planteze, vine Molotovul pentru negreală, îl elimină pe Chunky, acesta trebuia să rămână în viață până să vină cu echipierii lui, dar nu s-a întâmplat chestia, totuși Raga este destul de aproape și s-ar putea să poată să oprească plantul, dar nu vrea să riște, să vedem timingul pentru Swifter, bun până la un punct, Adron totuși are AWP-ul și 1 vs 2 nu este chiar imposibil, flash-ul din partea lui Raga. Este Adron în banană, semințe, face picul, este eliminat de Adron și Raga. Atinge aici bomba, a făcut picul acolo a dron, dar nu l-a eliminat pe Raga. Încearcă din nou fake-ul, vine nade-ul, s-ar putea să-l elimine pe Raga. Nu, lasă la 27 și este rundă pentru Infinite. 13 la 10, double digits pentru ei. Pe site-ul ăla și se aruncă utilitățile. Să vedem dacă reușește. Raga prinde linia în mid și deja avantajul se transformă. Să vedem Geo, încearcă acolo picul, Raga se retrage și să vedem, iese a dron din smoke, Raga cu cel de-al treilea frag din rundă, semințe. Modul scoate pe Raga, semințe scos de Geohype, rămâne aici Zeus. Vine Modo cu picul și îl elimină pe Zeus. Avem o situație de 2 vs 2. Modo are smoke-ul din partea lui Edim, Chunky
Îl scoate Edim pe moto pe site, rămâne doar Geo după căruță. Îl vede Edim, nu se întâmplă. Să vedem aici duelul 1 vs 1, îl găsește Chunky și este 13-11, iar One Tap. Vină nade-urile bune din partea băieților la Infinity, vine smoke-ul încet, vine și smoke-ul din partea lui Chunky, este scos Chunky acolo prin smoke de către Smack. Edim trebuie să apere de unul singur, molotovul vine în poziția exact unde se află, reușește un frag, dar vine trade-ul lui Adron și este situație de 3 vs 4, One Tap la rundă de Echo, ar putea... Zeuț aici un MP9, Smack face picul din CT, dar foarte rapid acolo Zeuț restabilește egalitatea numerică, să vedem Adron. Este în ruine. Zeuț face picul spre CT să-l verifice pentru coechipierul său. Zeuț îl scoate pe Modo, Swifter la negreală. Se fac fragurile din partea băieților de la One Tap și este rundă pentru One Tap la Echo, 14-11. Nu mai au timp să se întoarcă molotovul aici, s-ar putea să le spună probleme celor de la One Tap. Raga face o eliminare, Adronul scoate totuși pe Raga. Edim recuperează un AK, face picul aici, se urcă 12 cători pe cutie. Edim într-o situație super ciudată, face o eliminare, vine și Semințe. Edim mai scoate un om, Swifter iese din smoke, este eliminat de Semințe, rundă pentru Infinite, care, atenție, salvează un pic. Face smack picul Chunky. Edim reușește headshot-ul, reușește chiar fragul, aruncă un smoke acolo Chunky, dar nu este foarte bun. Molotovul totuși este bun. A fost pus la pământ Edim, dar pare că intrarea se va face aici către site-ul B. Se aruncă acolo flash-ul Chunky, mai are un molly, dar poate fi apăsat aici. Îl elimină pe Geohype și rămâne fără gloanțe. Smack îl elimină pe jucătorul de la Infinite. Situație 3 vs 3. Zeuț a venit din CT. 4 și Polar vs 3 AK-uri din partea băieților de la One Tap. Se fac fragurile. Swifter rămâne 1 vs 2 și cred că se va pune aici semințe pe Diffuse, iar Raga va ține cu Polarul. Face picul Swifter, însă Raga reușește eliminare și este 15-13. Infinite mai aduc aici acest lucru. Vedem acest foarte pasiv. 3 oameni în banană. Modo face Modo ține pe Zeuț. Am vrut să zic că Zeuț face picul, dar cred că Modo normal ar fi venit un flash era pe care ori n-ar putea să-l surprindă pe Raga. Îl prinde Raga, 4-4 în acest moment. Se va intra spre site-ul B. Edim are încă un smoke, dar să vedem dacă reușite să-l arunce sau va fi surprins, pentru că sunt 2 oameni de la un tapunat, 2 oameni în B. Adron face fragul, s-ar putea să vină rotația în site-ul A. Adron mai face un frag, îl scoate și pe Chunky. Edim totuși are 2 oameni aici, dar se rotește și se intră prin smoke. Edim face o singură eliminare, Smack face fragul și rămâne doar Semințe. Are acaul, dar este într-o situație că găsească Semințe niște unghiuri imposibile să facă prin aici, trage, dar este eliminat de Geohype. Și avem victorie pentru Wanta pe Inferno. Și cine este echipa eliminată, desigur? Zeus pușează aici jumate, Geo îl pune la pământ, Semințe este și el prezent. Dar nu reușește. Edim trage după Adron, nu reușește eliminarea, până la urmă scoate pe Modo, Semințe l-a scos pe Smack. Face în continuare și shortul picul Edim către site, Swifter este foarte aproape de Edim, să vedem la următorul shortul pic care putea să fie eliminat. Raga îl scoate pe Adron, Swifter l-a scos totuși pe Edim, avem situație de 3 vs 2 în favoarea celor de la Infinite. Geo, Swifter l-a scos pe Raga și încă se luptă aici băieții de la One Tap foarte, foarte bine. Semințe pus la pământ de același Swifter și să vedem Chunky până la urmă va reuși aici clutch-ul. Încearcă tapurile, trage după Swifter, îl elimină și rămâne 1 vs 1 cu Geohype. Dar este Geohype cel care face fragul și este 1-0 pentru One Tap. Ba nu, chiar merg agresiv aici pe site-ul la Modul, scoate pe Raga. Entry foarte bun pentru jucătorul de AVP de la One Tap. Modul a stat destul de mult în molotov, dar a rămas cu 52 HP, vine flash-ul Chunky și a încercat să facă picul, vine molotovul la Sage, își stinge acesta. Și pentru moment este prins în această poziție, Adron l-a scos pe Edim, Chunky totuși face fragul pe Smack și va primi și aici un flash în variantă, cred că dacă trage un pic mai stânga, îl scoate pe Zeuț, nu știu dacă l-a văzut aici, ba da, îl vede Modo, dar Zeuț face fragul, totuși Swifter este pe fază și face trade-ul, situație favorabilă pentru One Tap. Geo este pe site, Adron trebuie să ajungă totuși cu bomba și este foarte low, dar Geo îl scoate pe Chunky, rămâne doar Semințe, 1 vs 3. Are defuse kit-ul, Adron reușește bomb plantul, îl scoate Semințe. Să vedem dacă reușește aici chiar clutch-ul. Geo este în variantă și se repoziționează alături de coechipierul său, Swifter. Se urcă la Macara, face fragul Semințe pe Geo, dar nu reușește transferul și pe Swifter și este runda care aceștia intră în site-ul A. Raga îl scoate pe Geo, se aruncă totuși utilitățile, Smack vine cu trade-ul pe Raga, Modo îl scoate pe Semințe, se restabilește egalitatea numerică, Chunky reușește un frag pe Smack, dar Swifter poate surprinde aici, îl scoate pe Edim, poate veni din spate, Chunky scoate pe Modo, Zeuț reușește leg shot-ul pe Swifter, lăsat la 16 HP. Face pace acolo Zeuț, timpul trece, nu mai are timp aici Swifter să ia runda și ar putea să scoată acolo pe Zeuț. Vedem fragul, nu se întâmplă. Poate
ținta lui Raga. Să vedem, face picul aici, vine flash-ul în variantă, le elimină pe Chunky. Smeg mai face eliminare și rămâne în viață, dar vedem cât de los sunt jucătorii celor de la OneTap. Totuși arată bine intrarea, Dronul scoate și pe semințe și pare rundă pentru cei de la OneTap. Totuși Dim încearcă aici să își țină echipa în joc. Sunt, cred că la un încărcător distanță jucătorii de la OneTap, dar este eliminat și Dim și trebuie să salveze Zeuț, care deși are... are AVP-ul, nu contează HP-ul, scoate aici Swifter care face lurcul de evenimente de acest gen. Totuși revenim la meci, Dim aici cu două fraguri, face transferul și pe Adron, dar nu reușește decât un singur hit, îl lasă în 73, avantajul este două semințe, doar trei fraguri, nu, siguranță nu arată lucrurile bine. Zeuț totuși se revanșează aici cu un frag, aproape să scoate și pe Adron, lasă în 4 HP, un pic ghinionist de Zeuț, aici putea să facă eliminare ușoară, dar vine semințe și restabilește egalitatea, avantajul de 2 oameni, dar Geo are ceva de spus, 1 vs 2, se bagă primul lotov, eliminat de Chunky, rundă pentru Infinite, dar OneTap cred că pot... Va rămâne lipit de perete, ținut de smec, dar reușește fragul semințe. Își va arunca acolo smoke-ul și ar putea sub acel smoke în partea stângă, dar îl vede Raga. Poziție destul de înaintată, Chunky îl scoate pe Modo, Zeus se uită în mid, reacționează puțin cam târziu după Swifter, dar face fragul Chunky pe Adron, vrea aici și Chunky să fie el unul dintre jucătorii despre care vom vorbi la sfârșitul meciului. Swifter, 1 vs 5, l-are pe Dim sub el și îl elimină. Oh, Zeus se duce mai în spate. Dar vine Raga cu fragul, este double kill-ul pentru el. Vine și molotovul din partea lui Zeuț către variantă, Modo, îl vede acolo pe Zeuț, pune la pământ polarul din partea celor de la Infinite, sau mai bine zis unul dintre cele două polare, Swifter, văzut acolo de Chunky și eliminat. Smack vine din variantă, Chunky nu reușește fragul. Edim era acolo la headshot semințe, se ascunde după smoke, îl scoate pe Adron. Vine Smack din variantă, reușește trade-ul, situație 2 vs 2, Edim în continuare la headshot. Raga este cu polarul și reușește fragul pe Smack, rămâne doar Modo care are acaul, are și un flash și desigur și bomba. Îl vede pe Edim, încearcă prefire-ul, aproape să-i prindă acolo șepcuța. Modo face picul și reușește fragul pe Edim, dar vine Raga cu trade-ul. 7 la 5 eliminarea, Geo așteaptă la marginea smoke-ului, Smeg poate veni din variantă, îl prinde pe Chunky, semințe vine cu fragul pe Modo, pică polarul pentru băieții la One Tap, Raga nu apucă să tragă, Geo îl scoate pe semințe, vine Edim cu trade-ul pe Smeg. Să vedem aici Edim, nu știu dacă l-a văzut pe Adron, nu cred că l-a văzut, posibil să nu l-a văzut nici Adron, rămâne fără gloanțe aici Edim. Dar intuiește poziția lui Adron, mai scoate un jucător, Geo pus la pământ, iese acolo Edim, dar Adron este la 18 HP, Zeuț are Deagle-ul. Oh, și care este timingul aici? Se bagă Zeuț către variantă, îl prinde Adron, iese și îl scoate Zeuț pe Adron, 7 la 7. Nu părea posibil, pic agresiv din partea lui Zeuț, Modo îl pedepsește, este eliminat Zeuț, Edim totuși stă putere în poziție până la un punct, Modo mai face o eliminare. Două fraguri pentru cei de la OneTap care au un om avans aici. Smeg îl scoate pe semințe, Adron pe Raga și pare rundă în care Infinite se prăbușesc pe această primă parte. La urmă merită OneTap să câștige la cum s-a jucat aici prima parte. Să vedem totuși dacă îi lasă Chunky, este într-un situație unde nu este mai bine să fie dat decât să fie ținut. 1 vs 3, ținut de Modo, eliminat 8 la 7, OneTap câștigă prima parte, aș putea spune pe merit și... zona midului și cred că putea să le vină chiar în spate, Zeuț îl scoate pe Adron, nu este verificat aici Swifter de nimeni, se pune aici la execuție, Swifter face două fraguri, trage și după cel de-al treilea, vine Chunky cu fragul pe Swifter, Modo îl scoate pe semințe și este o situație de 3 vs 1 în favoarea celor de la OneTap, Chunky rămâne de unul singur și ar putea să fie prins din spate, Mac care ține deja această poziție. Chunky face picul, îl scoate Smeg și este 9 la 7. OneTap câștigă după un play. Jucătorul de la OneTap, Chunky, apasă foarte bine smoke-ul și îl găsește pe Swifter. Vine spamul din partea lui Smeg. Este pregătit, dar Chunky îl surprinde și pe acesta. Smeg se duce către variantă, face fragul pe Chunky. Mai este un jucător care vine spre variantă. Raga aproape să fie eliminat de Modo. Vine fragul lui Smeg din nou. Bomba este undeva în spate, Adron se luptă din Heaven, surprins de Dim și Infinite atacă site-urile într-o manieră destul de interesantă. Dim este sub Heaven, poate să se întâlnească cu Smack aici în bază CT. Se vede timingul, scoate Smack, dar este la 19 pe semințe, se grăbește către site-ul B, acolo ungul. Semințe, aude aici difuzul și va fi rupt pentru el, dar într-adevăr îi vede acolo capul lui Smack. Destul de pasiv Geo, este destul de departe.
Dar Chunky deschide runda, Raga face un frag, trade-ul vine pe Smek, care reușise o eliminare pe Chunky. Pentru că nu au mai ținut oameni spre aia. Să vedem ce va face aici Drone, care face picul, o eliminare. Vine totuși trade-ul din partea lui Raga, trage acolo Geo, scoate pe Raga, vine și Modo. Zeus îl vede aici, Geo mai face eliminare, trage foarte frumos Geo acolo și vine Modo cu fragul pe semințe. Cam căzut, au fost auziți. Smek apasă prin smoke, Demon scoate totuși pe Swifter. Să vedem Smek dacă continuă spamul prin smoke. Nu găsește pe nimeni semințe, îl găsește pe Modo în spate însă. Face fragul semințe și pe Geohype și rămân doar Adron și cu Smek într-o situație de 2 vs 5. Văzut acolo Smek, dar Chunky nu reacționează. Zeuț este și el atent către headshot. Raga este lângă jucătorii, lângă inamicii să-i mai bine zis, chiar în fața site-ului. Se uită către conector, îl scoate Adron. Mai vine un frag din partea lui Smek și runda devine din ce în ce mai posibilă pentru One Tap. Zeuț este totuși în variantă și în momentul în care se aude diffuse-ul va face picul. Semințe face cel un pic din pantă. Iese acolo Zeuț, dar Adron îl elimină și runda este câștigată incredibil. De One Tap. Mai este destul, da, este destul timp acolo pentru One Tap. Caul face acolo picul, îl vede pe Adron la shoulder. Se bagă Edim, dar este scos de Adron. Zeuț încearcă push-ul în mid. Chunky și cu semințe sunt... Mește acolo Chunky niște damage. Sunt către site-ul A. Smek ascuns în spatele sacilor. Pică încă doi jucători de la Infinite. Semințe este și el eliminat. Smek face double kill-ul și One Tap ajung la 14. Parte site-ul B a fost ok. Nu au fost neapărat mari probleme. Timingul este bun aici pentru cei de la Infinite. Surprinde, le elimină pe Smek. Site-ul ăla este în mare parte liber. Geo totuși l-a scos pe Zeuț. Edim îl ține pe Modo în șah, în spre site-ul B. Să vedem aici, Swifter avansează. Vede doi oameni aproape să facă doi eliminări. Cred că a fost văzut și Geo. Nu-mi dau seama. Chunky caută aici și fight-ul cu Geo. Vin eliminări de la Infinite, dar trebuie. Ei se duce ușor în spate. Edim de unul singur la site-ul B încearcă să-l scoată pe Adron, nu reușește. Raga. Da, se uită în spate aici. Chunky. Zeus face și el fragul pe Adron, dar din nou vine Geo cu trade-ul. 2 vs 2 nu mai au totuși utilități pentru a face retake-ul cei de la One Tap. Situație bună pentru Infinite, așa spune bine fake-ul, Swifter arunca la aici pe Chunky, îl pierde. Rămâne Geo 1 vs 2, ambișcători de la Infinite sunt destul de loc. Vine flash-ul, Chunky încearcă să tragă de timp, vine totuși fragul. 15 la 10 această partitură. Adron are utilități aici pe site-ul în site-ul B. Vine aici Semințe cu un frag, Swifter face eliminare. Vine totuși flash-ul din partea lui Semințe, care îl împiedică acolo pe Swifter să facă nici de la One Tap. Rundă pentru Infinite, 15 la 10 și se recuperează un AK totuși, dar nu pentru mult timp. Chunky avansează aici, face bait-urile aproape să scoată și pe Adron. S-ar putea Zeuț aici să-l elimine, să vedem. S-a salvat totuși un AVP de pe, nu dau seama, de pe Modo, care cred că și-a luat singur AVP. Și dacă Zeuț nu scoate aici pe Geo, îl scoate pe Adron, să vedem. Geo aici trage pe lângă Geo, să vedem dacă va reuși smoke din nou One Tap. Vedem, aceste sigur sunt bune până la un punct. Smek eliminat prin perete, Modo ratează aici, Zeus îl scoate. Rămâne doar Adron în site-ul ăla. Are 85 HP, dar nu are utilități. Este într-un fangle acolo, m-a atins destul de rău, eliminat de Chunky. Și să vedem, nu cred că mai salvează aici de la One Tap, pentru că nu prea mai au ce. Totuși Geo este destul de low. Să vedem, vine nade-ul care elimină, rămâne Swifter 1 vs 3, ia o armă și fuge, cred. Fără utilități, pentru că am văzut că rămâne instant fără utilități aici pe rampă în site-ul ăla și contează de foarte mult. Dacă reușește aici fragurile. Venit un jucător din bază, pus la pământ Edim de către Swifter. Raga totuși îl găsește pe Smek, mai este un jucător aproape. Raga s-a săturat aici să fie jucătorul care rămâne ceva mai în spate. Zeuț îl scoate pe Swifter, Raga face fragul pe Adron, Geo rămâne 1 vs 4, scos și el de Zeuț. Și este 15 la 14. Și cred că aici s-ar muta momentumul în favoarea celor de la Infinite, sau dacă se joacă, dacă merg One Tap la LAN. Modul a scos pe Chunky și vine retake-ul de la One Tap. Să vedem acolo Raga, rămâne pe site, îl scoate pe Geo, este pus la pământ de Adron, Semințe, este în variantă. Modul a scos pe Zeuț, nu cred că se așteaptă Semințe să fie Swifter chiar lângă el. Edim a reținut exact pe Adron și îl scoate, dar cred că mai este destul timp. Nu-mi dau seama dacă este suspect aici și da, One Tap câștigă 16 la 14, un retake.